Dar ce fel de noapte fără amor? Poate în vis am făcut. Ce? Ce ai făcut? Nici măcar. Cu cine, Bianca? A fost sensații tari. Este acolo un băiat de decepție care îl mai visez din când în când. Și la mine a fost un vis, dar nu cu Bianca. Am crezut că pe mine, Bianca. Pe tine te-a usat toată, eu nu știu că eu ajuns. Da, da, a fost intens, da. Ceva ți-a sortat, Bianca, tu și Emanuel? Crezi? Nu cred că ne potrivim, că eu am blugi, el e mare. Dar la culoare. Am avut o fază amuzantă în dimineața asta cu colegul meu, drag George, vai domn. Ce s-a întâmplat? Sunase telefonul, sunase e. Și îl oprește George. Așa. E ok. După aia a început să se sună, iar eu eram treaz deja. Și îl opresc eu. După vreo 50 secunde, după ce îl opresc eu, trezește George și zic, las că ți l-a oprit. Zice, știu. Dar el căuta să oprească telefonul. Zice, l-am oprit eu, dar știu, dar el... A, da? Ia zi, tu ce ai făcut în dimineața asta? Ce am făcut? Maria a, deci dormea? Voi două stați amândoi acum? Da! Păi de dimineața, Radu. De două luni. Așa. Maria dormea liniștită, am zis să-i o fac și eu cum îmi face ea în fiecare dimineață. Am tras direct draperiile, direct în ochi, lumina. N-a știut. Vai, ce nașpa ăi, eu mereu mă trezesc prima și dau aia la o parte. În loc să dea așa mai frumos, să mă trezesc și eu. Stand, sau... Să arăta și ție cum e acum. Zici poate că adrenalină să te trezești mai repede. Da, vreau să faci alba ca zăpada, știi? Eu eram treaz de mai de dimineață când m-a trezit lista. Oh, deci ai venit pregătit. Abia aștept să văd. Alisa, tu ești școlăriță azi? Da, vreau să-mi dai o notă. Ai venit cu uniforma? Da, am venit să văd ce notă primesc. Ești pregătită de extemporal? Pentru că este o școlăriță cu minte. A rămas corigentă la ceva? E corigentă, dar am înțeles. Corigentă. Bă, nu-mi dați filme. La ce oră? Să nu te scoate la tablă. La ce oră? Din astea lui Emanuel că se face profesor imediat. Mă fac eu profesor, stați liniștite. Este o oră cumva care nu s-a inventat încă. Dați un pic, dați o secundă. Astăzi vreau ca tu să te poți frumos toată lumea, că altfel ne luăm de tine. Dar de ce? Așa. Dar ce ai cu mine, fratele meu? De echipament, Emanuel. De fiecare dată, numai în gura ta sunt, moșule. Emanuel! Potolește-te. Ciao. Ce scuze acum? Dar ești prea frumos azi. Da? Uitați-vă puțin cum s-a îmbrăcat flamingo ăsta. Flamingo! Uitați-vă asta. Piruetă, te rugăm. Piruetă. Dacă i-a sortat. I-a sortat de piscină. Știi care e ideea? Că băieții ar vrea să se îmbrace cum mă îmbrac eu. A venit de la o paradă. Băieții ar vrea să se îmbrace cum se îmbrac eu. Dar nu pot, la o nu pot, nu reușesc, înțelegi? Uite, aceea, așa, asta. Păi tu așa crezi că e stil, frate. Măi, dar dacă ai asta știe că îi stă bine, ce te bași tu, Emanuel? Dar la risă ce la aper, nu la păra, că să fii sincer. Spune mie de asta și asta și asta, dar el are contract cu ușa de calitate în emisiune. Fraiere, eu port Air Force de la 14 ani. Măi, nu vă luați de îmbrăcăminte și din astea pe bune. În gală îi dă cu box negru ca să fie pantofi. Ce fraier, Bianca, ăsta nu acceptă. Am și o întrebare. Și eu am una pentru tine. Făceam joculețul și stăteam acolo la masă în spate. Cum ai adus tu în discuție o discuție a voastră a fetelor legat de năsucurile noastre. Ce ai vrut să punctezi? Nu, n-am punctat nimic. A vorbit Andrei, sau nu știu dacă a vorbit el, dar a ieșit așa un vocal de-a lui, unde el vorbea despre năsucul lui Radu. Și a mers mai departe chestia asta, că băieții care au nasul mai mare... Sunt mai miștoci. Poartă mai mult la picior. Aoleu. Și de asta și-am vorbit despre nas. Dar a fost doar o glumă. Doar că mi-am amintit că tu nu erai în casă atunci. Deci nu puteai să știi, știi să te prinzi. Dar nu știam, tocmai de aia am surprins căutați atunci și eram curios, zic. Căutați-o și biologic sau așa științific, să vedeți dacă e adevărată chestia asta. Auzi, dar nasul mare cum, fată? Așa sau așa? Păi pixine ar trebui să întreb. De unde să știu? Eu mă mântesc nasul meu. Păi așa era vorba. Bianca, și când te uiți la Bogdan, ce-ți inspiră? Năsoz, o trompetină de elefant. Nu-i mic. Da, e mic. Așa se vede pe televizor. E finuț. Auzi? Da. Hai să mă uit din profil. Lasă bă, alții își fac operații estetice să aibă nască-ți-o, serios. Bogdan, da. Vreau să te întreb ceva mai serios, nu de glume. Ieri în gala ai spus că ai o afinitate către mine și Kinga. Așa este. Dar asta și m-am gândit aseară că eu și Kinga chiar nu ne asemănăm. Suntem două persoane total diferite. Tocmai asta. Și... chiar mă interesează, aș vrea o explicație. Da, și-a dat seama, Bogdan, cum merge treaba pe aici. Băi,
În partea dreaptă, cel mai bine. Am vorbit de două ori cu băieții, îmi pare că ți-am recunoscut și ție, că apreciat foarte mult. În gală îmi spunea mie că am eu ceva cu el. Acum am apărat de celălalt. De la tine am apreciat trăsăturile, tu ești foarte natural, ai o frumusețe naturală. Pe când băi la... și Kinga. Kinga. Eu nu sunt natural. De vopsită e... Zi, ne... Completăm mult pe partea sportivă, am putea avea o viață foarte relaxată din punctul ăsta de vedere. Nu m-ar bate la cap că eu sunt numai la antrenament și că nu-i dau atenție, știi? Și de-aia încerc să-mi dau seama. Dar crezi că auzi, îi plac atențiile? Ai zis că gen, ai un top 3, gen așa. Xenia, Larisa și că mai este o persoană pe locul 3. Pe și Larisa mai băga și pe mine și pe Bianca pe același loc, să înțeleg. Păi și nu se mai întâmplă. Deci nu există locul 3. Dar eu l-am scos pe Larisa, am scos pe mine, mai rămân încă deci, două locuri. Hai fă-l acum topul. Dacă cumva Xenia e geloasă. Cum? Pentru afirmația lui Bogdan din gala, dacă e geloasă. Nu, absolut deloc. A spus că nu e geloasă. Da, am spus că nu e genul meu și că nu-mi place de el. A fost o glumă. Da, știu, dar nu mai știu, nici nu mai știu ce afirmație. A, că îi place de Bianca și de Kinga. A, de asta. Acolo, a, da, acolo puțin. Eu că nu mai ești doar Ionuț. Da. Ai uitat că noi două stăm în cameră și împărțim tot? Știu, îmi dau seama. Hai, ei, nu chiar tu. Pe iubitul meu, nu. Că e aici ciudat. E frumos și ați fi în patru la un date. Nu. Radu, Bogdan, Kinga și Xenia. Nu, eu. Am uitat de tine. Am glumit. Da. Da. Emanuel, tu ce părere ai? Adică a plecat Laura o altă cu cerere de-a ta? Ești votat. Mai nu. Păi pentru că nu cu cererile lui pleacă toate. Nu știu ce este. Emanuel, să știi că o să anunț fata cea nouă că atunci când o să vină, că toate fetele sunt eliminate care intră în cunoaștere cu tine. Bă, Xenia, mă, nu mă enervez. Și care stau în cameră cu Maria. Laura a plecat. Deci, fiate, nu e destul că deja băieții îmi strică combinațiile. Dacă te mai bași și tu, le elimin pe Radu. Emi, nu-i vina ta, o să-i zic, dacă să stăteam în cameră cu mine era problema. O pleca la început. O pleca Nati din cameră cu mine, o pleca Grațiela, o pleca și Laura. Iar eu tot în cameră. Cred că o să cer să fiu mutată din nou. Eu te muți din nou cu mine, că e mai bine. Și să vină următoarea. Ia să Nicoleta sau lasă. Dar Maria, numai pe alinturile e pe Emanuel. Corect. Numai cu Emi. Corect. Dar e prea lung, Emanuel. Manu. Maria, și sper că nu te-ai supărat că te-am votat. Manu, nu, că-l cheamă pe un fost de-a meu și nu vreau să-i dau valoare. Știai că... Cui, lui Emanuel sau l-a fost? A fost. Prin numele lui. Maria, să nu fii supărată pe mine că votul meu a fost cumva că știam că Laura... Aoleu, ce mor pe eu vreau să-i mulțumesc lui Ionuț că nu m-a votat. El contează, nu tu. Din păcate, eu aș fi vrut Laura să mai rămâne, să aibă șansa să cunoască pe cineva, pentru că am fost sincer și am zis că eu nu mă potrivesc cu ea. Cu atâta pot să încerc cu o fată și putut să fac cuplu. Era urât să votez pe ea, îmi dau seama. Maria, era urât, era urât. Cât așteptai Maria să te votez? Cât la sută te așa să te votez? 98. Emanuel, aia 2% ți-i dă gala următoare. Emanuel, trebuie să-ți transmit un mesaj important. Da, Laura. Aseară Laura mi-a spus să-ți spun să fii așa cum ești tu, că ești super mișto și mult succes. Mulțumesc. Drăguț din partea ei. Foarte frumos. Da, la toți a fost mult succes, dar am decis așa să-l pun în lumină bună pe Emanuel. Ah, ok, deci a venit pe voi mă las așa. A venit de la tine. Da, da, a zis. Mersi, Laura, te pup. Nu, a zis Emanuel să rămână așa cum ești. Să ai grijă de tine, Laura, să ai tot ce-ți dorești și baftă. Baftă. Oh. Nu, a spus succes tuturor, nu dar. Păi, sincer, mie îmi pare rău pentru ea că a plecat. Poate putea să facă ceva aici, dar na, așa. Îi plăcea aici, Aura. Ea și-a dorit să mai stea. Eu, așa e competiția, dar că nu depinde neapărat numai de noi și de ce votăm. Na, suntem și noi puși cu voi, suntem de mai mult timp aici. Oricum, e normal cumva să ne fie mai ușor să dăm un vot unei persoane noi. E logic vorbind. Oricum, da, că te atașezi mai mult. Și că a fost foarte aproape, tot a fost strâns, da. A fost despărțit de 4 voturi doar. Deci a fost foarte... Eu, sincer, mă așteptam că o să plec acasă, sincer. Da, nu. George, cum te-ai simțit acolo în față? Îți dai seama că a fost o tensiune, era cald, nu știu, probabil nu bătea aerul acolo, dar oricum am avut... E urât, așa e? Cea mai mare problemă a ta asta era. Am avut emoții când am realizat că chiar plec. Gen, în capul meu era că plec, atunci am zis, bă, plec. Eu eram convins că va rămâne și puteam să pun pariu pe orice că va rămâne. Dar și eu eram convins. De ce n-ai pus, Ionuț? Când aveam, ai un ban. Când aveam cum. Dacă pune Casa Iubirii la pariuri, poate punem un pariu. Și eu n-am vrut să mă apuc să spun Mariei ca și cum aș pleca, să vorbesc ca și cum eu aș pleca. O, să nu faci asta. Pentru că ar fi deranjat-o foarte tare, dar voi n-ați înțeles asta, Eringală.
aș fi avut un discurs dacă plecam. Vorbeam după asta, dar nu atunci, înțelegeți? Pentru că ar fi deranjat. Ați făcut cu doamna Andreea asta de câteva ori și mi-o dat mie stare. De asta n-am vrut să-ți dau o stare, să, chiar să crezi că aș pleca. Știi că dacă eu spuneam, vorbeam la, cum să zic, vorbeam ca și cum pot să plec, să-mi iau rămas bun, ceva de genul, clar, te-ar fi deranjat mai tare și te gândeai mai tare că aș plângea putea... rău. Că aveai o altă stare. Dar m-am abținut foarte bine, mulțumesc. Și George, ce planuri ai în săptămâna asta? Mă dau bine pe lângă voi acum. Da, vezi acum ai... e mai greu, George, e mai greu. Și ai început-o prost, ai zis, i-ai zis Mariei să nu-mi dea ciocolată și nu mi-a dat. Ți-a scolat ochi. Okay. Asta e treaba Mariei, adică el poate să-i spună, dar ea face ce vrea. Da. Uite la Maria. Măi, i-am dat, mi-a dat-o înapoi. Dar nu vroiam un ciocolat cu negativism. Stai. Hai, lasă, mă știu Maria, că ciocolata are dulceață. Care... era vorba, era vorba că vreau să mănânc ce, înțelegi? Nu mi-a dat el. Vreau să dă-ne el ceva? Nu mi-a dat el. Știi că Kinga ți-a luat o ciocolată de undeva? Kinga? Mi-a luat-o. Cred că era de la George. Nici